Un adolescent de 16 ani a fost arestat pentru 30 de zile după ce a încercat să-și omoare străbunica pentru bani. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Toate detaliile despre cazul acesta vin însă de la colega mea, Ana Ciuvică. Ana, bine te-am regăsit! Bună ziua, bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat miercuri dimineață, atunci când băiatul ar fi rămas singur acasă împreună cu străbunica lui. Ei bine, el s-a dus la bucătărie și a luat un ciocan de bătut carnea și s-ar fi dus în dormitorul unde dormea străbunica acestuia și ar fi dat mai multe lovituri în cap cu acest ciocan. Femeia de 86 de ani a fost găsită de către fiica ei, care a și sunat mai apoi la 112. Străbunica este internată în acest moment la spital și medicii luptă pentru a avea grijă de ea, în timp ce băiatul a fost reținut pentru 24 de ore inițial, iar mai apoi s-a decis arestarea acestuia pentru 30 de zile. Din ceea ce știm până în acest moment, se pare că motivul pentru care ar fi lovit-o pe bunică este tocmai pentru a face rost de o sumă de bani din partea ei. Vom vedea așadar ce se va întâmpla în acest caz. Cercetările continuă pentru tentativă de omor.